Bun găsit la Descripție Moldavie. Astăzi descoperim masivul Țibău, un munte aproape necunoscut turiștilor, misterios și plin de legende. Aer curat, aproape amețitor. Locuri în care ai senzația că tu ai ajuns primul. Mister și legende, natură sălbatică, simplitate. Țibău, masivul necunoscut, se află într-o zonă cu un potențial turistic extrem de ridicat. Se întinde în cea mai mare parte pe rasa comunei Cârlibaba din județul Suceava, fiind un punct de hotar între Bucovina și Maramureș. Situat la frontiera cu fosta Uniune Sovietică, a fost însă puțin explorat, mai ales înainte de 1989. Frumusețea și legendele pline de farmec îl îmbie astăzi pe turistul dornic de liniște, de poveste, dar și de aventură. Prima zi. Împreună cu Liviu alegem traseul spre vârful Fluturica. Ținta, 1345 de metri altitudine, priveliște spre giganții din jur și vizitarea unui cătun în care viața respiră parcă în alt ritm. O oră jumate de mers în pas lejer, ajungem la vârful Fluturica, 1345 de metri, vârf de unde se poate face și parapantă. E cel mai bun vârf pentru turiști. Pentru parapantă, da. Are curențe ascendenți buni. Andrei, ciocolată n-ai luat? Am eu ciocolată și zahăr tot timpul. Sunt energizante. Da. Zahărul... Ciocolată, apă? Ciocolată, apă, sigur. Trebuie să avem tot timpul. Pe scurtături. Na. Nu mai am în loc pe scurtăturile. Da, nu trebuie să fiu un loc. Încerci să urci pe unde ajungi mai repede. Cu cât ajungi mai repede, cu atât e mai frumos. Dați-mi mâna. E greu, deja au făcut o baie. Sunt și câteva urme de așezuri umane aici. Da, sunt locuințe, au fost permanente, acum au devenit majoritatea locuințe semi-permanente. Adică pe timpul de vară, în care lumea urcă cu vite, cu animalele care le are, având teren, având zone de fânețe, practicate pentru... oerit pentru animal, pentru zootehnie, practic. La noi nu se numește zootehnie, se numește creșterea animalelor. Am urcat pe Prinosul. Unde am căzut, așa. Am urcat, am ocolit aici vârfulețul ăsta și am ajuns aici. 1278 și 1270. Este și mai departe? Jos și mai departe o luăm de aici, de unde suntem noi, luăm așa pe creastă și ajungem, trebuie să ajungem, o să ne abatem un pic de la creastă, la 1345. Chiar în vârf, la 1345, în vârful Fluturicii și pe aia o să coborâm spre Cârlibabe. Cum e viața oamenilor de aici? E frumoasă și grea, în același timp. Frumoasă pentru zonă și grea, iarna, vânt, viscol. Maxim 10 vecini? Da, maxim 10 vecini și aia numai vara, majoritatea. Om bun! Ce faci, măi? Andreea, îmi pare bine. Ce faceți? Aici trăiți? Da. Aici, în Fluturica. Cam câți oameni locuiesc aici? Da, am fost mai mulți. Acum am rămas numai cu 5 căși, atât cine. Cu ce vă ocupați? Cu animale. Da. Oi, vaci. Cai, capri, vite. Și așa stăit întotdeauna aici, printre munți? Da. Aveți curent, am văzut. Da. Mai trec turiștii? Uite, că așa. Pe timp de vară, pe timp de iarnă, cu place, cu schiuri, cu... Da. Și se poate caza cineva aici dacă ajunge pe la dumneavoastră, îi primiți cu dragă inimă? Vai, cu toată plăcere. Da. Oamenii sunt primitori la noi, de obicei. Brânză proaspătă, bună, lapte. Da, corect. Frumusețe, o câmpie, așa, muntoasă zonă. Cu o bucată de caș, o bucată de urdă, un lapte proaspăt, o mămăliguță, un balmuș. Spuneți dumneavoastră, cu asta vă primim. Da. Mai tăiem și un mil când se poate, facem la proțav, numai că durează cam mult, durează 5-6 ore să facem miel la proțav, ca să-l faci rumen și fragil. Wow! Ia uite ce avem aici! Abia sunt unse, nu? De cât timp le-ați spus? De o săptămână, două? De o săptămână. Da, că au fost și frigurile astea și... Ce căsuță frumoasă! Hai să vedem dacă răspunde.
Dacă e acasă, bătrânica. Trec la mine. Oh. Așa. Sunt cuietori de alea, bătrâniști, băi, cu... Bună ziua! Andreea sunt. Îmi pare bine să vă cunosc. Vorbește românește, nu vorbesc ucraineană. De câți ani stați aici, în Fluturica? De când aici în casa mea, verea mea și în casa... E nu prea bine. A mea e mai bine decât așa e. Casă minunată, autentică din Fluturica. Nu prea-ți vedea asta în fiecare zi. Aici e veselă, aici e casuța, e veselă, sunt zis, atât. Așa e ușor, parcă în biserică asta. Te simți ca în biserică. Ce v-a ținut aici în Fluturica atâți ani? Mie a fost bine. Ușor, bine, vesel. Am o azvinire, am o zăpada noi. Când? Nu. Nu-i vesel, nu-i frumos. E super. Da. Aveți costum național ucrainean? Mai păstrați? Costum național. Și open cu mai maite? Mai maite? Sorocica, opânca. Chitari, sorocica, opânca. Mai e. Mai aveți? Mi-l arătați? Можете показати. Можете показати. Справки, опен. Справки трохи. Хоче вегіти. Опен кої. Не маю лева. Ні гроші. Ні гроші. Не справки. Не гроші. Не курьоси, вийти. Це туристи. Хочуть вийти кялу дині старовіцьке. Аїче комара. Комар. Комара. Ce frumoasă e. Da, e cusută manual. Și-o purtați în zile de sărbătoare? Da. Cămășoaică, așa. Super. De-am mulțumim frumos. Noi mergem mai departe. Ne continuăm drumul. Mai avem de văzut. Încă. Viața simplă a oamenilor din Fluturica e parcă în contrast cu una dintre legendele muntelui. Probabil... toate legendele se leagă de ceva adevăr, nu? Se spune că există un berbec de aur undeva ascuns în munții, în fundul Țibăului, cum ar veni. Și luna mai, undeva într-o zi din luna mai, acum, locul în care prima rază de soare luminează, așa, în locul respectiv, se poate găsi berbecul de aur, da? Ai încercat? Eu n-am încercat, nu știu, da? Probabil dacă am mai aprofundat un pic și am aflat și zona și locul, probabil că s-ar căuta. Drumul are ispită la tot pasul. Turistul aproape că nu mai știe în ce direcție să privească pentru a cuprinde din toate unghiurile frumusețea din jur. Mai puțin și atunci am în vârf. Și mai avem 20-30 de metri. Și am ajuns la 1345 de metri. Virgulă 30, spune și decimale. Că și aia 30 de centimetri contează, nu? Așa e. Ăla-i Dadu, Tătarca, Bâtca Tătărci. În spate se vede șirul de munți din Opcina Mare, Opcina Feredeului. În spate, vedeți, este un șir de munți. Încolo e Găina, am zis, Chiciura Lucinii, mai apropiat, în plan depărtat. Gol și Zubrâu și în spate sunt munții Rodnei. Zona nefiind cunoscută, prea puțin turiști. Și majoritatea vin cu mașini, pleacă, stau un pic, se uită, văd munții și atâta. Nu urcă pe munte, nu fotografiază. Da, trebuie ca să mergi cu cineva, trebuie să știi unde. Așa un turist simplu vine, vede, merge pe drumul unde îi permite mașina, după aceea renunță la urca. Practic, frumusețele sunt aici, sus, nu sunt la drum. Poți să le arăt oamenilor, se poate face off-road, se poate face mers cu bicicleta, se poate merge și pe jos, fiecare cum dorește. Aici ajungem în Valea Bistriței sau mergem coborând pe mai simplu pe Valea Cârlibabe, tot pe unde am venit, ajungem aproape de centru, între case. Și cred că o să coborâm acolo. Data ajungem în Cârlibaba, să și vede, nu? Ce frumos! E plăcut să mergi pe coamă și să vezi satul și tot să vezi de la înălțime. Priveliștea de pe vârful Fluturica ne-a deschis pofta de călătorie. Auzim că pe drumul ce leagă Cârlibaba de Borșa se află unul dintre cele mai originale muzee din țară, Muzeul Rădăcinilor din Șesuri. Când i-a venit domnului ideea să facă muzeu? E de mult. Aha, de vreo 18 ani. Nu-i mai iut, nici mai târziu. Că a lucrat în pădure,
O lucrat în forestieră, o găsit tot fel de lemne, pietri pe părăie, pe apă, pe unii cup, le-a adunat și el. A avut aceeași dorință și aceeași atracție de sufletul lui. Bună ziua! Ați venit să vizitați muzeul? Nu, păpușă, dragă, am venit, am ceva de vânzat. Un set de ale de inox, dar din ala foarte cu promoție acum. Că suntem de la Târgu Mureș și trebuie să plecăm în Mureș. Are scufund dublă din ala de 16 piese. Citigaie și oală de 8, de 6, de 4. Dar muzeul lui Ștefan Grec îl cunoașteți? Ați mai fost aici? Trebuie să-l vizitați. Nu. Păi vizităm, dar aduc luntul să vedeți un pic cum e oalele. Aduc? Aduceți? Nu, aduc. Ați văzut că cumpărați oale de pe aici. Domnule Ștefan Grec. Poftim. Haideți să ne așezăm puțin acolo și să-mi povestiți cum e cu muzeul ăsta. Să stăm pe iarbă verde, nu? Să stăm pe iarbă. Am lucrat aproape toată viața, vreo 17 ani și ceva am lucrat în pădure și au văzut tot fel de strâmbături. Vara le adunam, iarna erau nopțile mai lungi și le prelucram. Așa. M-am gândit, băi, zic, măi, iese fel și lumea nu a văzut. Hai să le adun și să mai facă și restul de lume. Că, mă, unii sunt pe la țară, cum sunt pe la orașe. Nici abar n-au de ce este. Am adunat și bani, am colectat și bani. Am mai colectat fel de fel, adică flori de mine am colectat încă foarte multe. Asta e, eu i-am pus nume Creanga Haiducilor. Măciuci. Hai ducești, hai să-i de aici. Deci, mai departe, aia este un suport pentru flori. Acolo? Acolo sunt diferite animale. Am făcut o statuiete. Toate dumneavoastră Vlad? Da, e bine, da. Vlad Maramurișanu. Uh-huh. Sau Bogdan, cum îi mai spune, Bogdan Maramurișanu. Asta de aici. Și asta? Asta e buricul pământului. Are și toată țietul, toată gama. A doua zi, plecăm spre următoarea destinație. Ne propunem să ajungem în cătunul Pleta, un punct ideal de pornire pentru cucerirea vârfului Țapu Mare din masivul Țibău. În acest mic cătun sunt în jur de 20 de case, ale cetățenilor de etnie ucraineană. Păstrează vechile tradiții și obiceiuri ucrainene, se ocupă cu agricultura specifică zonei montane, cu culesul ciupercilor, culesul fructelor de pădure. Zona este deosebit de frumoasă, aer curat, apă curată, nepoluată, cam tot ce și-ar putea dori un om în zona de munte. Zona asta, Țibăul, este o zonă mai puțin promovată și cunoscută de turiști. Este accesibilă în special în perioada de vară, toamnă. Este o zonă, din punct de vedere meteorologic, este o zonă deosebit de dificilă. În câteva minute vine ploaia, iese soarele. Deci cam asta ar fi așa în câteva cuvinte despre zona în care ne aflăm. Până aici se poate ajunge cu mașina, de acum încolo? De acum încolo, pe jos, pe culme, spre vârful Iedu, Țapu. Marcel, ghidul nostru. De aici o să mergem împreună cu mine. Practic suntem la Pleta, așa cum spunea și domnul inginer, este o localitate de plaie, este ultima, practic, redută, să spunem, umană. De aici o să urmărim creasta Țapului în stânga, așa, din partea mea, până la finalul de 1660. Pleta este un cătun tipic de plaie. Eu sunt pentru cei care cred că primii sate românești au apărut în zona montană. Piumerea aceștia, vedeți, are aspectul de umăr. Singura persoană pe care am găsit-o acasă în Pleta e tanti Maria. Îi place să stea de vorbă cu puținii turiști care ajung pe aici. Primiți scrisori aici? Nu, trebuie să cobor, nu am bale, nu urcă. Nu urcă poștașul, nu. Dacă vreau să vă trimit o vedere, da, doar nu, exact. Sunt care ne lasă în bale, pe Țibău și ne coborâm și ne dau scrisori așa. Dacă ar veni turiști, ați putea să cazați? Pentru o noapte, două, dacă vin... Dar de ce nu? Dacă sunt oameni care... V-ați gândit la asta sau... Și eu am zis, băi, omule, facem cu toate, e bine, dar ce dori aici dacă vine? Eu, de exemplu, dacă aș veni aici, aș vrea să dorm o noapte la noastră. Dar de ce nu? Da! Dar pe de cu? Oaspăt, introdus un cartof, plătim. Dar cu? Dacă știam să te-am și noi avem bucătărie,
sufragerie, dormitor, sus, baie. Ce-i mai frumos și mai frumos aici la dumneavoastră în Pleta? Liniștea, aerul, mașina. Aș vrea să plecați de aici? Eu aș, cum să vă spun, am 49 de ani, mi-e foarte mult, vă mulțumim frumos, foarte mult mi-a plăcut să stau pe deal. Eu am fost crescută într-o familie care părinții mei erau gospodari, aveau pământ, animale, foarte mult eu mi-a plăcut asta. N-am vrut eu să stau aproape de sat așa. Cei din Cârlibaba cum vă numesc? Pe cei din Pleta? De pe deal. De pe deal. De multe ori se zic așa din Cârlibaba, vai ce frumos aici. Vai ce frumos că sunteți departe, dar ce frumos. E mai liniște aici. De multe ori ne încurajează. Mai fain. De ce vreți să în Cârlibaba? Aici e foarte frumos. Cum să vă trezi dimineața cu rodna, așa cu mulți rodne în față, nu? Să știți că mulți care vin și ăștia de la noștri de la Borșa, Cuscu, vai zice ce frumoasă zonă, vai ce frumoasă viață. După numai câteva zeci de minute de mers, priveliștea se deschide. Traseul promite să ne ofere imagini de neuitat. Ori de câte ori vin aici, am impresia că sunt pentru prima dată sau că poate nimeni n-a mai lucrat aici. Și mai vedem și câțiva oameni aici, dar nici nu le simt prezența, practic. Sunt prea ușori și de asta poate și ținem muntele aici. Și sper să-i mai țin în continuare. Acum știu, 2000 de ani, natura a ajutat omul foarte mult și l-a arătat. Dar eu consider secolul ăsta un provocator, în sensul că natura de data asta are nevoie de noi. Practic, noi traseul care îl facem astăzi este traseul culmea Țapului. El poate fi abordat în fie de pe Valea Țibăului, cum am venit noi, fie de pe Valea Cârlibabei, ați văzut că am urcat într-o înșeoare. Este un traseu lejer de o zi, făcut un circuit, să spunem, plecând de pe Valea Țibăului și întorcând pe Valea Țibăului undeva la 6-7 ore, dar cu diferență mică de nivel, deci nu mai mult de 600-700 de metri și întoarcerea în același punct sau un punct undeva în amunte de punctul de plecare. Acum o să creștem și mai mari după ploaia asta. Știi ce fapt cel mai interesant la munții ăștia? Și-am păstrat până acum, ca să zic, de fapt, este înținut al limanilor sălbatice. Mai bine spus, a unor foste animale sălbatice. Într-un remarcat toponimic cu zâmbru, zâmbroslavile. Practic toate toponimile astea de aici, din nord, inclusiv munții Țibăului. Dacă te-ai și te gândești și faci o construcție simplă, ei se chemau, de fapt, munții Băului. De aici au devenit Țibăului. De altfel, vine și la un cuvânt spaniol care e Cibău, Țibău. Ce frumos e după ploaie. Doar după ploaie poți prinzi așa ceva. Pământul fiind încălzit, a plouat, a zburit un pic, după care se urmează o ceață din asta, de multe ori numită de radiație. Practic este un fenomen meteorologic și atunci începi să urci pe versant. Este ceva fantastic, nu poți să prinzi așa. În zilele în care poți să ai soare de undeva din spate, se poate forma un halo, dacă ești. Eu am prins așa ceva chiar aici, deci numai aici am prins așa ceva. Se poate forma un curcubeu circular în jurul tău. Când văd ceața așa că vine din pădure, am impresia că poate văd și că la un moment dat poate să iasă câțiva tătari să treacă pe drumul lor. De altfel suntem exact pe drumul lor, trecând spre Maramureș sau venind spre Polonia. Să avem o imagine ceea ce am făcut până acum. Am venit cu mașina pe Țibău, pe Valea Țibăului, am trecut poda, am urcat pe Pleta. În amonte de Cârlibaba, practic, se desfac două văi importante, care sunt afluenți pe stânga Bistriței. Este vorba de Cârlibaba și Țibău. Acestea două văi încadrează două culmi montane cu altitudine mijlocie. Este vorba de culmea Țapu Mare și culmea Zâmbroslavei. Noi am ales astăzi să mergem pe partea stânga Țibăului, dreapta acum urcăm pe Valea Țibăului, până la părul Pleta, aruncat în serpentine până la Cătun, acest, vă spuneam, sat de plai, după care din șeoare, urmărând exact culmea principală a muntelui, undeva de desubtul ei, se poate urca pe traseu până la Țapu Mare și continuând în nord până la Măgura. Doriți o cană de ceai? Da. Fierbinte. Fierbinte. Mulțumesc. E un ceai de mentă răcoritor, face bine. Proximitatea față de vechea graniță
cu Uniunea Sovietică i-a pus un pic în umbră. De altfel era o zonă în care nu avea un acces foarte facil spre graniță. Plus că era și o zonă într-adevăr de interes strategic, fiind foarte aproape. De altfel suntem, din punct de vedere istoric, și de o linie de marcație foarte interesantă. Pactul Ribbentrop-Molotov, practic, a ajuns granița în lungul munților Maramureș și în momentul când a ajuns în punctul de inflexiune lângă Jupania, acolo s-a trasat linia dreaptă, chiar aici, în dreptul nostru. Practic, cred că la un moment dat, un Molotov a zis, de aici nu mai avem să mergem, și a tras efectiv o linie dreaptă, trecând peste culmi. Noi, practic, granița, dacă merge pe munții Țibăului, de aici cred că avem o linie dreaptă mai puțin 10 km, ajungi undeva la Preluca Cățelii, chiar acolo este granița cu Ucraina de astăzi. Nu este, să spunem, foarte accesibil ca și căi comunicații, dar este foarte accesibil la pas. Și oferă multe zone de belvedere. Practic suntem într-o zonă în care vedem toate zonele montane importante, am zis, cu Maramureșul, cu munții Maramureșului din Ucraina, cu Rodna, cu Suhardo, cu Mestecănișul, Lucina, în partea aceasta, în toate direcțiile. Și sunt și locuri foarte bune de campare. O pauză scurtă, apoi plecăm. Nu e timp de pierdut. Mai avem ceva drum de parcurs până în vârf. Ce bun e! Rocile astea, normal că stâncile astea semeți, așa, care apar la partea superioară a masivului, a suscitat oricum imaginația localnicilor și au căpătat diferite denumiri, cum avem Sfinxul în Zâmbroslavele. Aici la fel se găsesc sfinx, tigăi, țiglăi, clăi, țancuri, fel de fel de denumiri în acestea care sunt mai interesante. Foarte mult ar fi interesat să află diferențele față de alte masive montane, cum ar fi Rarou, care e foarte cunoscut în județ. Acolo sunt la fel stând în acestea ruiformii, dar mai mari și mai puțini. Aici avem o pleiadă întreagă, e o grădină în Țibău. Adică e o plăcere să mergi printre ele, să le urci, cele care sunt accesibile, și să ai o vizibilitate mult mai bună. Suntem pe o culme, culmea principală, de este într-un sinclinal, într-o boltire concavă a stratelui. Stratelui care intră așa și ies în cealaltă direcție. Asta e avantajul sinclinalului, de a se încomprima foarte mult în burta sinclinalului și de a opune mai multă rezistență la eroziune. Cred că ești un profesor minunat. Mulțumesc tare mult. De câți ani predai? Predau din 97. La Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Am venit aici, am rămas aici și o fac cu mare plăcere. Trebuie să te apropii foarte mult de student. Trebuie să abordezi exact cum suntem aici, la egal, la egal, exact. Suntem pe aceeași piatră. Cu un ghid bun treci peste orice teamă. Poftiți. Da, n-aș fi făcut asta de capul meu în veci. Să vă ajut să treceți peste această stâncă. Așa. Fără probleme. Au! Stai! Haide una. Ușor. Aici? Așa, da. Nu râde. Vin pe acolo? Nu, vină pe acolo, dă mâna. Descripție moldave on the top. La ce altitudine am ajuns? Am ajuns sectorul cel mai înalt al culmii Țapului. Suntem la vreo 1615 metri, practic. Ăsta e vârful secundar, să spunem. Dar e mai spectaculos, că stai exact pe o clipă de calcar. Și desigur că în zilele seninii ai o privire fantastică, de 360 de grade în toate direcțiile. Și practic e un vârf înconjurat de munți și de văi adânci. Este o zonă foarte interesantă din punct de vedere istoric, pentru că aici au avut loc bătălii intense și practic era un punct de comandă aici. Erau două cazărmate și vedeți toate drumurile astea în zigzag care sunt construite aici, și tranșele, de fapt, erau puncte de rezistență, mai ales în primul război mondial, se păstrează și la 100 de ani. Se deschide și cerul, vedem puțin din Călibaba, dar să vă dați seama ce s-ar putea vedea de aici. Deja se văd puțin din creasta Suhardului. Dacă scăpăm de ceața asta, că e ceața, o să avem o privire și destul de interesantă. Asta e paradoxul Țibăului. Nu trebuie să urci la 2000, 3000, 4.000 sau 5.000, aceeași privești poți să o ai și de la 1.600 de metri, dacă
e pus bine în valoare, adică are o poziție bună. Și Țibău are o poziție bună. Ce înseamnă să fii un mic munte între giganți? Masivul necunoscut. Acum poți să te simți un pic în pielea oamenilor care trăiesc aici sus. E altfel timpul aici. Călătoriți cu noi și peste 2 săptămâni. Următorul nostru popas va fi comuna Pojorâta din județul Suceava. La descripție Moldavie ne place să vă arătăm oameni frumoși și locuri de poveste.